L vă recomandă Floramite 240SC. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Discutăm despre programele de ameliorare, vorbim despre reproducție, despre scrapie, multe subiecte pe care, din păcate, crescătorii de ovine n-au reușit să le gestioneze, nu ei așa cum trebuie, pentru că nu e treaba lor să le gestioneze. Sunt subiecte care creează neînțelegeri în rândul crescătorilor de animale și asta e și motivul pentru care i-am invitat aici pe doamna Georgiana Udrescu, vicepreședinte Capri Rom, și domnul Bela Vaida, director general al ANZ. Vă întreabă cineva, domnule director general, cum autorizați reproducătorii la specia ovină dacă nu ați efectuat bonitarea lor? Păi în ordinul de ministru este trecut inclusiv bonitarea animalelor care intră la autorizarea la reproducție. Deci este trecut în viitorul ordin de ministru, dacă va fi aprobat și publicat în Monitor Oficial. Dar din păcate, câteodată nu mă mir că în România ne mișcăm așa de greu, dacă ne trebuie 3 luni imediat. De 3 luni discutăm pe legea, pe ordin de ministru privind autorizarea reproducătorilor din România. O chestiune care este general valabilă în toată Uniunea Europeană. Deci toate statele membre autorizează reproducătorii pentru muntă naturală. Mai mult decât atât, inclusiv pentru însămânțările artificiale trebuie să fie ordin de ministru pentru autorizarea centrelor de recoltare și păstrare, depozitare, comercializarea materialului seminal. A trebuit schimbat și legea 619 pentru montă artificială. Colegii mei fac montă artificială, dar acei fermieri nu pot beneficia de sprijinul cuplat, pentru că nu este reglementat în ordinul 619. Noi am mai făcut sesizări să se modifice, să fie introdus și pe acest ordin pentru montă artificială, dar nu, până acum nu s-a reușit să face nimic. Eu vin din zona Apia. Da. Știți, e aberații. Și vă zic o aberație din 619, care onor colegilor care au contribuit de la Ministerul Agriculturii la elaborarea ordinul 619 privind formele de sprijin. Pe cum vă explicați dumneavoastră, depune fermierul cerere în 2020, dăm bani pentru animale care le are în 2020 și trebuie să mai aducă certificat de montă, certificat de origine pentru reproducători care vor avea produs în 2021. Cu acceptarea masculilor până septembrie 2021, până în septembrie... Nu, deci, 31 decembrie, deci vine fermierul, da, depune cerere pentru sprijin cuplat la APIA și spune că am 400 de ovine pentru sprijin cuplat. Da, femelele le bagă. Exact, da. El la data respectivă nu are certificat de origine pentru berbeci. Și trebuie să-mi aducă certificat de origine până în 31 august 2020 pentru berbeci care îi folosește la montă în toamna lui 2020 și vor avea produs în 2021. Deci, depunerea la APIA este martie, deci automat monta va fi la anul următor, păi va bun, fi în toamnă. Trebuia, da, dar trebuia, dacă erau zootehniști adevărat, astea să spună, să aducă certificat de origine când depune cererea, când în campania toamna lui 2019 a folosit berbeci cu certificat acolo de origine. Acolo este pentru varianta a doua când vine cu adevărință de la ANZ. Da, deci acolo, deci, este, cu certificat acolo când de are liber fermierul să facă, deci, ce vrea. Nu, da. Păi, noi tot lăsăm să facă ce vrea, dar nu face bine. Domnule, încă o dată, am avut un caz la Sălaj. Un fermier trebuia să fie sancționat pentru că a primit bani și nu a avut berbeci cu certificat de origine. Pentru care an îl sancționesc? Pentru că el oricum berbecul respectiv îl folosește în 2021. Eu când să iau înapoi banii? Vedeți? Deci a fost sancționat că nu a adus adeverința până în septembrie? Nu, a fost sancționat. Nu, el a adus adeverința. Da. A adus adeverința, dar între timp se constată că 2 dintre berbeci n-au fost conform. Nu îndeplini condițiile, exact, pentru, da. El primise banii pentru anul de cerere. Deci ne-am dat banii. În toamnă, când e perioada de plată, i-am dat banii. S-a făcut controlul, ați dat banii și... Exact, ne-am dat banii. La noi au fost în regulă și în anul următor, în primăvară, în urma unui audit, o să luăm înapoi banii de la om. Da, nu știu. Nu. Bun, mai întreabă... O secundă, da. Mai întreabă cineva cine suportă cheltuielile pentru paternitatea și profilul genetic. Eu m-aș bucura... cel puțin la început de drum, să suporte statul român. Dar nu cred că se poate, în primul rând, pentru că nu permite Uniunea Europeană. Eu cred că fermierul care are berbeci de valoare și vinde un berbec cu 2000 de lei, poate plăti și testul de paternitate. Cât e testul? 45 cât de euro, noi l-am făcut în Spania, 45 de euro, 3 probe, mamă, tată și produs.
Deci nu-i capăt. Numai în Spania, sau mă rog, în România nu? Nu, se face și în România? Este laborator autorizat. Da. Este autorizat laborator? Este la ANZ, da. Avem laborator autorizat pentru testul de filiație. Tot 45 de euro costă? Da, undeva pe acolo, da. Da, de exemplu, da 45 de euro pentru ADN, așa este corect să spunem. Da, mai dă 25 de euro pentru screbie, tot am văzut că este, și trebuie să mai țină acel mascul și peste iarnă să-l țină pe tabulație. Nu știu dacă se mai merită sau cineva intră în această activitate pentru că nu este rentabilă. Dacă socotim furajele că sunt de scumpe, mâna de lucru care nu mai există. Doamna vicepreședinte, dar un berbec care se vinde cu 2000 de lei. Păi da, nu merită să cheltuie 150 de lei în plus? 200 de lei? 200 de lei? 100 de euro vine, aproape 100 de euro. Păi nu, dar zic că 45 de euro. Da, și cum că 25 de euro screbia? Nu, screbia în România, screbia în România, avem program european până la ANSVS și este gratuit. La toți au masculii cu care se face, deci nu plătește nimeni nimic. Era discuția, am văzut că era discuția că nu era decât cei care sunt în programul de eradicare a screbiei. Nu toți berbecii. Era următoarea discuție și am avut discuția asta și cu cei colegi de la ANSVS. Dacă aveți informații, bine să le clarificăm. Este un program național strategic pentru care Uniunea Europeană alocă fonduri. Chestiunea e că în fiecare an statul membru trebuie să solicite sumele. ANSVS-ul la început a solicitat sumele și nu a avut solicitare de probă. Și atunci aia de la Uniunea Europeană a spus, bă, cum voi tăți și areți bani și nu faceți. Și atunci, sigur că ei au redus sumele, dar sume sunt. Dacă sunt bani, ok. Și vreau să fac precizare că suntem la screbie. Colegii, noi vrem să avem animale sănătoase. Nu asta a fost problema. E timpul foarte scurt. Noi ne dorim, dacă s-ar putea găsi și finanțare, ar fi ideal. Nu, timpul nu este foarte scurt. Eu zic că într-o lună de zile până la montă... Stați un pic. Păi cum ați făcut montă de 10 ani de zile fără să aveți testul? Gata, ne legăm acum că nu putem nu face într-o lună de zile. Dacă se impune ceva din partea dumneavoastră. Deci nu, noi nu suntem contra dacă se impune ca acești berbeci să intre cu certificatul de screbie la autorizare. Deci asta dacă se pune... La autorizarea care e producător, da. În toamna 2020. Asta când este problema. Când o să aibă dosarul complet să fie autorizat la montă. Până atunci e așa cum e. Cum a fost și până acum. Da, sigur că da, și noi pe viitor chiar vrem să facem, domnule, să fie animale sănătoase. Nu ne-am opus, dar să nu încurcăm munta din toamna aceasta. Asta era problema. Dacă avem capacitatea să procesăm atâtea probe, Doamne ajută. Și bani. Păi cum ați făcut și munta de anul trecut, anul ăsta, nu o să mai puteți? Păi noastră vă întreb, dacă putem. Păi noi avem ordin de ministru valabil deci, și acum pentru autorizarea reproducătorilor. Eu asta pe noastră vă întreb, dacă putem. Dacă nu ne impuneți acum la autorizare să băgați acolo... Deci nu vom autoriza niciun reproducător din punct de vedere al activității de reproducție dacă nu are testul de screpie. Punct. Pentru 2020? Da. Deci dar nici nu vom veni să vă amendăm, că nu o să începem cu amenziile. Păi nu te abonesc că un reprezentant de la OJZ, în momentul când are acolo impus într-un ordin și nu-i aduc acel document, cred că nu mi-l autorizează. Corect. Păi până acum ați avut autorizație păi pentru... Păi aveam, dar nu aveam obligativitatea de screbie, nu aveam obligativitatea. Și aveți autorizarea... I-a autorizam așa, conform legislației care era în vigoare până la momentul ăsta. Nu. I-a autorizam. Deci este valabil. Da, dar în momentul când eu pun într-un o obligativitate, funcționarul sigur nu va încălca. Dacă ea corect. E scrisă acolo, dar... nu-mi va da autorizația dacă eu nu-i duc corect. Certificatul ăla. Da, asta da. Este ideea. Corect. Trebuie să clarificăm această situație. Da. Când ne vin probele, dacă le avem până la 1 august, când intrăm cu masculii la montă, ar fi ideal. Dacă nu, în perioada asta reușim să procesăm. Și dacă vin după 1 august, când intrați cu masculii la montă... Dacă l-am băgat la montă și vine... Păi oricum, și dacă vine pozi, adică vine că nu are probleme cu screpia? Că nu are, ok. Dacă vine că are... Dacă vine că are, am înțeles ce se întâmplă. Și dacă lăsăm pe vechi ordin și nu îi se face proba. Nu tot are screpie. Noi ziceam că din 2021 să implementăm această obligativitate. Deci era o propunere. Nu. Trebuie pornit. Pentru că acum dumneavoastră un pic întindeți corda prea mult. Adică dumneavoastră oricum până acum s-a dat autorizație din partea autorității competente. Corect. Animalul fără test a fost folosit la reproducție. Nu obliga nimeni, decât acolo pe... Așa, nu vă obliga nimeni. Peste 10 masculi era obligativitate. Deci cine are peste 10 reproducători în curte să facă test. Și câți au făcut? Pe care au avut, a venit de la DSV, au venit cu înștiințare și au făcut, să știți. Testul de screpie n-a făcut. Nu, vă arăt că... Autorizația sanitar veterinară, da, s-a făcut la toate. Nu, eu vorbesc și testul de screpie s-a făcut. Era o lege care are peste 10 masculi în curte. Acolo se făcea. Sau, nu, 20, mă scuzați, 20 de masculi. Nu beneficia toți fermierii de aceste teste gratuite decât cei care aveau peste 20 de masculi. Da, corect, da. corect. Și câți au făcut? Pe care testul? Au avut, toți au făcut, care au peste 20 de masculi. Eu bănuiesc că nu au făcut pentru că se întâmpla următorul fenomen. Și acum, și nu o să știți, în cazul în care se găsea un reproducător cu screpie, trebuia să sacrifice tot efectivul. Și atunci crescătorul zice, mă,
nu mă bag că... Nu risca. E, și atunci el zice că am 19 berbeci. Și nu mai era obligat. Păi, dar nu era verificat în SNIA? E, dar scoate și în SNIA. Scotea un berbec, da. Scotea un berbec. Până la urmă era legal, că n-avea 20. Sigur, n-avea 20, da. Nu. E, dar eu asta vreau să, că nu o să spuneți acum că... Deci și până acum ați folosit reproducători autorizați, da, să screpie. Nu era treaba noastră. Care e problema? Că începem acum... Începem acum, cât putem face până la campanie de montă e în regulă, ce nu se va putea face, îl facem până anul viitor în toamnă, dar începem. Dacă lăsăm și anul ăsta tot așa și nu facem iară nimic, anul viitor iară a trecut campania, iară până când știu eu ce se mai întâmplă în țară, pe când ne trezim iară e vara și iară veni și spuneți, dar mai avem timp suficient să facem. Păi nu, dacă implementăm un program, le implementăm așa cu programul termene... Programul minimis nu a fost implementat și cât s-a făcut. Vedeți? Haideți că mai am eu întrebări venite de la crescătorii, da, de animale. Domnule Vaida, există o propunere de ordin de ministru privind monta naturală. Ce părere au oierii despre acest ordin de ministru? Sunt de acord cu dublu standard pe care doriți să-l legiferați? E o întrebare. Se știe că MAADR nu agrează acest ordin în forma în care ați înaintat-o. O să-l scoateți fără să țineți cont de opiniile specialiștilor din minister? Altă întrebare. Răspundem la ele, că mai sunt întrebări. Da, putem să răspundem. Haideți. Deci acel ordin de ministru, propunerea de ordin de ministru a fost întocmit de acum 3 luni de zile, a stat pe site-ul ANZ-ului o lună de zile. Da, iertați-mă, domnul Nicu Cioranu mă sună pe mine pe telefonul personal. O să-i rog pe colegii din regie să-l sune, pentru că nu pot să-l bag în direct în felul ăsta. Procedura e să sune la numărul 031-405-2800. Bun, o să-l sunăm noi, dumneavoastră răspundeți. Da. Deci acel ordin de ministru a fost postat pe site-ul ANZ-ului, a stat aproape o lună de zile. A ajuns la Ministerul Agriculturii pașaportul de aprobare al proiectului de ordin. Colegii de la Direcția de Politici în Zootehnie nu agrează această variantă pentru că fac aceeași confuzie pe care face și doamna vicepreședinte. Confundă legea zootehniei cu regulamentul 1012. Eu le-am explicat și lor la minister. Și explicând cu o dată și în fața televiziunii. Este legea 32 a zootehniei, este legea națională și care trebuie respectată. Regulamentul 1012 este regulament european, trebuie respectată, dar se referă la domeniul ameliorării. Punct. Asta e interesant. Deci eu nu cred că prin acel ordin de ministru eu intervin într-un fel sau altul în programele de ameliorare, deci, aprobate. E foarte clar ce spuneți. Deci nu interveniți pe ameliorare, interveniți pentru cei care nu fac parte din programe. Nu. Toți reproducătorii trebuie să fie autorizați din punct de vedere al autorității competente, dar conform legislației și regulamentelor Uniunii Europene, noi nu avem voie să autorizăm un reproducător dintr-un program de ameliorare dacă reproducătorul nu are cel puțin calitățile minime prevăzute în program. Dar de autorizat trebuie autorizat tot reproducătorul. Bun. Mai întreabă crescătorul de văcuțe. Și referitor două, da, standarde. Nu înțeleg. Cum două standarde? Păi tocmai asta e, că nu vrem să facem două standarde. Pentru că sunt reprezentanții registrelor genealogice, spun, nu, reproducătorii noștri nu trebuie autorizați. Merge și autorizați pe aia din marea creștere. Păi cum? Nu trebuie autorizați, dar... Păi, tocmai dacă acceptam chestiunea asta, erau două standarde. Adică până la programul de ameliorare... Bun, haideți 10 secunde, stați așa, 10 secunde de publicitate, după aia terminăm întrebările legate de crescătorii de bovine, după aia stăm de vorbă cu domnul Nicu Cioranu, președinte Romovis, e la telefon. 10 secunde de publicitate. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres aplicând produsele naturale AgriTechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTechno, alegi performanța. Bun, întrebare. Cunoașteți legea zootehniei? Care este obiectivul principal al acestei legi? Și tot domnul care se ocupă cu creșterea bovinelor vă mai întreabă cum comentați ordinul de ministru propus de ANZ din perspectiva obiectivului principal din legea zootehniei, adică obiectivul principal asigurarea progresului genetic la toate speciile prin ameliorarea lor. La prima întrebare. Prezenta lege reglementează creșterea și exploatarea, ameliorarea, reproducția și alimentația, conservarea resurselor genetice la speciile de animale de interes zootehnic, precum și conservarea patrimoniului zoopastoral, având ca scop realizarea următoarelor obiective și enumere. Deci, legea zootehniei are capitol separat pe alimentație, pe inspecție, pe reproducție, pe sancțiuni. Deci fiecare, dacă e capitol separat, e activitate separată, corect? Nu. Deci, noi prin ce facem
la capitolul de ameliorare avem atribuțiile noastre pe capitolul de ameliorare. Pe capitolul de reproducție avem atribuțiile noastre pe capitolul de reproducție. Trebuie să autorizăm toți reproducătorii. E foarte simplu. Eu nu înțeleg de ce filozofăm atâta pe chestiunea asta. Bun, mai am o întrebare și după aceea stăm de vorbă cu domnul Cioranu. Domnule Vaida, cum e cu genotiparea la vaci? S-a făcut ceva în sensul ăsta? La vaci sunt asociații care pe cheltuiala proprie deja fac aceste profile genetice și testele de paternitate. Da, sunt. Sunt asociații care au făcut deja ei pe cheltuiala lor. De exemplu, Brașovul este într-o fază avansată. ACVBR-ul? Da. ACVBR-ul? Da. Deci au pornit acțiunea fără nicio problemă. Bravo lor. Deci, bravo lor, vedeți. Vedeți că se poate și numai că se poate, trebuie. Asta trebuie să... mai mulți cei de la bovine. Noi suntem... Da, bun. Da. Mai un sector mai... Domnul Nicu Cioranu e la telefon, președinte Romovis. Bună seara! Bună seara, domnul Ovidiu, noastră, invitațiilor noastre și ascultătorilor noastre. Ați vrut să interveniți, domnul Cioranu. Da, mi se pare că se învârte toată stima pentru invitații noastre că și-au găsit timp să lămurească niște probleme care fermierii urmăresc emisiunea noastră și este un mod de a pricepe și a înțelege în direct. Dar pentru mine, care am fost în subiectul implicat în acest subiect cu genotiparea, mi se pare că se învârte în ciorba asta a subiectelor și nu se lămurește clar. Domnul director, toată stima pentru dumnealui, spune că trebuie început odată. Dar oameni buni, acest proiect a început de mult. ANSVSA-ul, știm bine, și de la ultima discuție, domnul director, directorul, reprezentantul ANSVSA-ului care a participat la întâlnirea noastră cu domnul ministru, la noastră, la autoritate, a spus așa, că anul trecut au avut aprobate de comunitatea europeană 5.000 de probe pentru screpie. Neavând probele făcute, nefăcând anul trecut 5.000 de probe, anul ăsta au solicitat numai 2.500. Oricine, întrebarea mea, cine nu vrea să aplice acest program? Noi fermierii care ne dorim animale sănătoase sau conjunctura instituțiilor din România care totuși au bani sau pot avea bani, mai bine zis, prin solicitare, prin a-i solicita, dar dumnealor nu-i solicită. Asta e una. Și doi, domnul director, acest program a început de anul trecut. Tot cu unitatea, cu autoritatea care o conduceți noastră, am căzut de comun acord să genotipăm 5% din efective. Din fiecare fermă, dacă, ca să lămurim mai sus. Da, haideți că e o problemă la legătura tehnică, nu se mai aude foarte bine, dar cred că poate să răspundă domnul director între timp până restabilim legătura telefonică. Deci la prima întrebare, sigur, nu ne atinge foarte mult pe noi cei de la ANZ și pe cei de la ANSVSA, pentru că asta este problema. Crescătorii de ovine, ce așteaptă? Să vină veterinarul cu arcanul să iei probe? Sau eu, crescător de ovine, care vreau să am animale sănătoase, îi spun la veterinarul concesionar din comună, te rog frumos, hai, recoltează-mi probe, că vreau să-l trimit la ANSVSA să-mi facă testul pentru screpie. Deci este foarte simplu. E ușor să spui că trebuie să vină cineva, trebuie să-mi spună cineva, dar obligativitatea de a cunoaște legile în România este a fiecărui cetățean, nu trebuie să te învețe cineva legea. Deci dacă nu știi legea, codul rutier, nu poți conduce mașina, că nu e examen. Ce, Dumnezeu, nu dar vine nimeni să... Dar sunt căsători de oi, nu? Cred că stau cu legea pe masă. Pare rău. Păi nu. Deci nu. Oameni care nu știu să facă terapia. Și când numără, și când numără banii? Păi e după munca lor, domnul, nu sunt corect, așa corect, de mult. 100 de lei că s-a dat amplie subvenții, dar nu eu sunt foarte mare. Dumneavoastră, ca și factor de opinie în rândul crescătorilor pe care îi spuneți dumneavoastră că n-are vreme să citească legea, trebuie să-i le spuneți. Domnul Cioran, ca președinte, trebuie să spun la toți membrii asociației lui, măi, vedeți că ANSVSA-ul face testul de screpie gratis. Mai sunteți la telefon, domnul Cioranu? Da, sunt și sunt atent. Bun, perfect, că nu vă mai auzeam de aia.
Deci, a spus că până se reface ăsta. Nu este director, numai... Aș vrea să lămurim un lucru. Aveți, în fermierul Cioranu, aveți o persoană care a insistat să intre în acest program de eradicare al ANSVSA-ului și nu știu dacă cunoașteți, până anul trecut nu putea să intre un fermier în acest program dacă avea mai puțin de 20 de berbeci în rasă curată. Eu acum 2-3 ani, cred că 3 ani, aveam undeva la 18 berbeci. Nu am putut să intru în acest program de eradicare a screpii. 1. 2. S-a revenit la autoritate când s-a văzut că nu vin probe și acum am înțeles că s-a coborât la 10 berbeci. Ori 10 berbeci la un om trebuie să aibă 300 și ceva de oi. Ca să acopere 10 berbeci, atenție, în rasă curată, oameni buni. Ce cu certificate? Deci, nu, domnul președinte, vă salut. Certificatul dovedește rasa curată. Ce mă contrariază este faptul că deja noi în România suntem, vrem să fim mai catolici ca papa. În toate țările europene și extra-europene, programele de eradicare a screpiei s-au ocupat statul cu totul și le-a trebuit 20 de ani, 30 de ani. Am discutat la o întâlnire cu, nu vă spun din auzite, vă spun pentru că am participat la 4 întâlniri cu oierii din Europa, la Bruxelles și inclusiv Noua Zeelandă era la discuții și au spus că le-a trebuit 25 de ani. Bun, ăsta e subiect încheiat pentru mine, dar noi am început revin. Programul acesta a început așa subțirel, numai pe berbecii care fac obiectul serviciilor de ameliorare de anul trecut. Și acum întrebarea mea, joia trecută la ministerul, la autoritatea care o conduce, ni s-a dat un termen, luni sau marți, în urma întrebărilor noastre, cine face, ce cantitate de probe se pot face, cine plătește, domnul ministru secretar de stat, domnul George Scarlat, a spus așa, luni, cel mai târziu marți, vorbă cu clarificări la întrebările dumneavoastră, pentru că luni am înțeles că dumnealor au avut o întâlnire... Bun, haideți scurt că mai avem 30 de secunde. Bun, atunci mă doare un singur lucru. Cum se poate spune că fermierii să trag de la acest, de la această analiză a sănătății animalelor lor? Vă mulțumesc. 30 de secunde nu ne ajunge să răspund, dar foarte pe scurt vreau să-i spun la domnul președinte că testul de screpie nu este limitat la reproducători cu certificat de origine. Testul de screpie este, dacă vrem să eradicăm această boală din România și să spunem, România este indemn la screpie, trebuie să facem testul la toți reproducătorii masculi din la specie ovină. Faptul că fermierii nu trimit probe este, cum să vă spun, eu nu cred că o autoritate competentă sau Direcția Agricolă trebuie să meargă acasă la fermier să-i spună, mă, omule, du-te și e veterinarul să vină să-ți iei probe. Aici cred că asociațiile vor să ne spună doar că ei au... Legea prevedea numai pe cei în rasă pură peste 20 de capete. Nu. Deci asta era legea. Erau draconice după dacă îți depista unul sensibil, condițiile erau foarte grave pentru fermier. Am înțeles. Gata. Suntem la finalul întâlnirii. Am promis că stăm o oră o să stăm. Mai am o întrebare din partea domnului Bratu de la Sibiu. Domnul director, cu cât se vor tăia banii pentru COP? Nu am nicio informație că se taie banii de la COP. Am înțeles. Gata. Mulțumim doamnei Udrescu, mulțumim domnului director general Vaida, le mulțumesc și domnilor Cioranu pentru intervenție și domnului Bratu pentru întrebări și multor altor invitați. Vă mai aștept aici la Agro TV. Sigur avem ce vorbi pe subiectul zootehnie, publicitate și ne reîntoarcem cu alți invitați.